Uitați-vă la statuie și poate că vi se pare că are o privire liniștită și senină. A plecat din centrul municipiului, de unde privea spre casa natală și s-a apropiat de locul care cred că i-a fost atât de drag. De fapt, tragedia din familie, fetița care i-a murit de mică, l-a făcut să iubească în mod deosebit tineretul și să-și dăruiască toată averea pe care a avut-o pentru studiul acestor tineri de religie ortodoxă la școli străine. S-ar bucura văzând atâtea mulțime în jurul acestei statui, s-ar bucura văzând atâtea generații de goștiști, care de care mai bine pregătite și de care au contribuit din ce în ce mai mult la dăinuirea acestei țări. Aș vrea să spun un singur lucru. E un mare merit pe care îl au profesorii de astăzi, profesorii de ieri și de alaltăieri, în dăinuirea acestei școli. Dar emblema și-a pus-o acest mecena asupra tuturor. A rosti numele școlii fără a-l pomeni pe Gojdu este aproape imposibil. De aceea mă bucur în mod deosebit că a revenit aici, în locul acesta, de unde poate privi zi de zi cum pe porțile școlii ies și intră noi și noi generații. Este o onoare pentru mine să fiu aici în calitate de primar și de gojdist la reamplasarea acestei statui. Așa cum știți, statuia a fost gândită de artiștii și oamenii de decizie din anii 70. Abia după 10 ani a fost amplasată cu un an înainte de Revoluție în fața fostului magazin Avicola din Piața Victoriei, Piața Unirii de astăzi, din Oradea. În 2015, această operă a sculptorului Mircea Ștefănescu a fost dezafectată în contextul în care Piața Unirii a fost reabilitată și transformată în stradă pietonală și de atunci a intrat în custodia Muzeului Orașului Oradea, iar astăzi o vedem aici reamplasată în unul dintre cele trei amplasamente care au fost gândite în anii 70 pentru această statuie, acesta fiind de al doilea și celălalt la intrarea profesorilor pe malul Crișului Repede în colțul Colegiului Gojdu. Se cuvine să mulțumesc colegilor care au făcut ca astăzi să avem statuie aici, doamne Angela Lupșa și celor de la Direcția Tehnică care au lucrat aici, Muzeul Cetății Oradea, pentru ca să putem astăzi dezveli această statuie. Dezvelirea este și în contextul în care acum 100 de ani se începea anul școlar la Oradea, în primul liceu românesc din Oradea. Așa cum știți, în iunie 1919, Consiliul Dirigent al Transilvaniei a luat câteva decizii pe linie de învățământ, una dintre ele fiind și înființarea Liceului Emanuel Gojdu, Liceu de Limbă Română, în Oradea. Înscrierile au început în luna septembrie și exact acum 100 de ani a fost festivitatea de începere a primului an școlar la această școală românească. E adevărat, cu mulți mai puțini elevi, cu mulți mai puțini profesori, dar a fost o piatră de temelie a învățământului românesc în Oradea. Și mă gândesc că din umbra acestor 100 de ani, din zidurile de la Gojdu, ne urmăresc 100 de ani de istorie, generații de absolvenți, peste 20.000 de oameni au absolvit acest liceu, profesorii care au format caractere și cred că era o formă de respect pe care orașul Oradea trebuia să o aducă acestor oameni. În calitate de primar, vreau să mulțumesc tuturor profesorilor de la Colegiul Național Emanuel Gojdu pentru tot ce au făcut în acești ani, să mulțumesc generației de profesori de astăzi pentru că țin standardele acestei importante unități de învățământ în orașul nostru. Mai doresc să fac două precizări în încheiere. Domnul academician Pop de Popa, care are 92 de ani, nu a putut să vină astăzi. M-a mandatat
să vă urez la mulți ani, multă sănătate tuturor. Îi pare rău că nu poate veni aici. De asemenea, se cuvine să mulțumesc tuturor celor care au venit de departe, absolvenților de la Gojdu. Undeva aici în zonă, în uniforme, sunt oameni care au venit din Canada. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți astăzi alături de noi. În semn de respect pentru profesorii de la Gojdu, voi propune săptămâna viitoare în ședința de Consiliu ca domnului profesor Dorel Tifor să-i fie decernat titlul de cetățean de onoare al municipiului Oradea. Este o formă de respect pentru cariera dânsului, pentru cei 10 de ani de școală predați la Gojdu și pentru toți profesorii de la Gojdu care ne-au format. La mulți ani tuturor goldiștilor, Doamne ajută! Colegiul Național Emanuel Gojdu.